Bună dimineața și bine v-ați găsit! Astăzi mergem la plaja Sfela de Pelumbave, așa se scrie, nu știu dacă se pronunță așa. Sunt vreo 3 km jumate din Xamil până acolo. Partea proastă e că trebuie să cobor pe jos pe o scară. La coborât e bine, dar la urcare o să fie greu. Poate așa mai slăbesc și eu câteva grame. Hai, ne vedem, drumul spre plajă. Da, aici facem la stânga, unde voia și ăsta. Peisajele sunt foarte mișto de aici. Să hâpe la nonus. Până la urmă am ajuns la Mirror Beach, deoarece GPS-ul ne-a băgat aiurea. Unde a dus la Sfela, încercăm să ajungem la Sfela prin apă. Dar nu știu cât e de mare apă, o să încercăm să vedem. Dar și Mirror Beach e o plajă foarte, foarte frumoasă. Țin minte când am ajuns. E foarte, foarte mișto. Ce e prost aici drumul până la plajă, e horror. E cum e același, cum se vede pe aici. Aolo, stai că mă văd eu. Mă văd eu, hai să vedem plaja întâi. Dar ce așa arată tot drumul. Cu pietre, cu tot ce trebuie. Iar Sfela e după, în dreapta acolo, după chestia aia, după stâlpa aia, e Sfela. Cumva o să încetăm mâine, probabil, să intre și la Sfela. Astăzi dăm rămâne aici. Plaja e cu nisip. Și domnul, la ora asta e ora 9, ora locală, sunt destul de șezlonguri. Acum să vedem unde ne așezăm. Prima linie, în general, e ocupată. Cred că de acolo, de sus, ies niște poze super mișto. Dar mi se pare că e în dreapta acela. În stânga e prostie. În stânga e? Hai să vedem și mergem acolo, da. Păi ia, hai, uite, uite, la prostie. Deci e în dreapta acela. Ia să vedem. Trebuie să scoci la pe mine. Până la urmă am reușit să ajungem la Sfela, am trecut prin... Mă uitam la microfon, dar am trecut prin apă pe aici și vă sfătuiesc să faceți așa, deoarece drumul pe partea cealaltă, pe sus, pe acolo, pe aici, pe partea asta pe aici, e mult de urcat. Hai că la coborâre e cum e, dar la urcare te omoară. Deci asta e celebra plajă Sfela, sincer. Părea mai spectaculoasă când am fost în urmă cu 3 ani, știu că v-am zăpăcit cu asta, dar atunci erau valurile foarte mari și era foarte mișto cu valurile alea mari. Dar sunt convins că o să fie și mai frumoasă plaja în momentul în care va ieși soarele. Acolo avem barul unde avem și mâncare și băutură pe cuperate. Să vedem unde găsim un șezlong acum. Și cât costă aici. Cum?
știu, o să iau două ce să fac. Băi, nu știu, aici. E Levaldo, câine Levaldo. Alergă după fetul ăla de plastic. Mai devreme alerga pe plajă pe aici. Valdo, cățelul ăla, ia uite. Ia uite ce... Hop, palat. Valdo, Valdo. Ce tare e câinele. Am urcat mai sus un pic aici la Sfela pentru a vă arăta cum se vede plaja de sus și să vă arăt cât trebuie să coborâți dacă nu veniți prin plaja Miror să treceți prin apă. Hai să vedem cum arată. Plaja arată demențial. E superbă. După părerea mea e cea mai frumoasă plajă de aici din zona Xamil. Și mai ales când sunt valuri foarte mari și atunci e și mai frumoasă. Hai să vă arăt, deci vedeți sus acolo mașinile, deci de acolo trebuie să coborâți până jos aici. Cred că la coborâre nu e așa rău, dar eu am urcat pe scările astea și mi-am stat vreun sfert de oră aici să mai vin. E foarte complicat. Hai să vedem cum arată și în partea asta alaltă. Și aici o plajă mai retrasă, vedeți, care probabil ajunge tot prin apă, dar nu mai trec prin apă că mi-ajunge. Iar acolo, în depărtare, e plaja Pulebard, dacă pronunț-o bine. Nu are nicio conotație sexuală aici, în Albania, doar la noi. Hai să mai vedem o dată plaja de aici. Vă recomand plaja asta. Pentru șezlonguri am plătit 1200 de leche pentru două șezlonguri, aproximativ 10 euro. Hai să vedem și barul. Wow, cum se vede. Se vede apa de aici din bar. Super frumos. Magnific. Wow, ce culoare are apa. O să vă pun pe ecran și prețurile de aici când o să mâncăm. Wow, ce culoare are apa aici. Super tare e culoarea la apă. Wow. Băi, ești nebun, ce frumoasă e culoarea la apă. Băi, nu vine să cred cât de frumoasă. Super tare. Hai să ne plimbăm un pic și printre oameni pe aici. Da, am apărat un pic peisajul. Cred că înțelegeți că și acolo peisaj frumos. Hai să vedem ce e pe aici. This is my friend from Sicilia. Ciao. Ciao. Ia să mergem un pic și la apă. Să intrăm un pic în apă. Wow, ce mișto e apă. Nu e nici caldă, nici rece, exact cum trebuie. Asta e plaja Sfela, e pe Lumbave. Nu sună cam aiurea numele, dar e frumoasă, merită să veniți aici.
vede așa sus. Bun, oprim aici filmarea. Mă dezbrac de tot și îmi pun la plajă. Am ajuns la masă și prețurile sunt mai mari ca la Guvat. Și n-are nimic de pui, absolut nimic de pui, doar pește și salate și alte chestii. Da, mari prețurile, nu mă așteptam să fie atât de mari. Au venit cartofii care costă 400 de leche. Gata masa, am plătit în total 1300 de leche pe cartofi, pe scoici și cola, adică undeva la 55 de lei. Nu e chiar atât de mult, dar înainte era mult mai ieftin. Mult mai ieftin, am plătit undeva la 40 de lei, cred că. Acum o să mă odihnesc și tocmai mi s-au schimbat planurile. Nu o să mai merg în Vlore, rămân în Sarande. Am vrut să-mi dau tricoul jos să intru în apă, dar am uitat că am microfonul și fără microfon nu prea se aude bine. Wow, ce bine! E apa atât de ok, atât de rece, încât nici nu vine să crezi. Hai că am spus o prostie. Așadar, ne vedem mai târziu în Samil, la masă. O să merg la fastul de la Beșicu astăzi. Am revenit de la plajă în cameră. O să fac acest țin ăsta în mână pentru că mi-e foarte cald. Sunt 32-33 de grade la ora asta, e foarte cald. Pentru că nu am făcut niciun vlog până acum de aici, n-am editat niciun vlog. Acum și până seara, pe la 10-11, o să editez primul vlog de aici. De asta și țin ăsta așa, ca să se audă că n-am pe de ce să-l leg. Și o să mănânc aici pe balcon. Mi-am luat cola asta mică de 0,25 parcă e. Trilece. Asta mare de trilece. O am și pasta de alaltăieri. Asta, o să mănânc trilece în seara asta de rup. Și mi-am luat și frigăruile aici. Ups, că intru peste voi. Așa, mi-am luat și frigăruile aici. Pentru a putea edita vlogul. Dacă o să am timp și nu mă simt foarte, foarte obosit, o să merg și în club, în Marea Club. Ca seara n-am mai ajuns, că am fost praf. Ok. Îmi urez poftă bună și vă urez și eu vouă, că poate și vouă vă e foame. Cum spunea un celebru clasic în viață. Numai bine. Hei, bună dimineața! Schimbare de planuri azi. Vom merge la o plajă mai puțin cunoscută aici. Arameras Beach. Este tot în Samil. O să mergem cu mașina vreo 3 km. E plajă cu nisip și pare ok. Ce problemă am întâlnit aici? Când am vrut să pun un, să încarc pe YouTube primul vlog, am probleme cu netul, merge foarte greu, în 7 ore abia s-a încărcat 2 giga. Asta cumva amână să pun primul vlog și probabil că o să mai încerc în Sarande mâine. Bun, acestea fiind zise, hai să vedem cum arată Arameras Beach. Suntem în pădurea ecuatoriană aici. Dar totuși e mișto când sunt astea așa. Aici. Hai să vedem dacă asta e plaja. Să fie alb. Partea proastă e că la această plajă e muzică și probabil că nu o să pot să fac prea multe pe aici. Nu pot să vorbesc foarte mult din cauza drepturilor de autor care trebuie să le plătesc când mi-oprește sunetul sau... Dar sper ca vocea mea asta suavă să acopere acest sunet și să ne bucurăm de soare. Uite, asta e plaja cu nisip. Arată foarte bine. E foarte mișto. O, Leli. Ce, Leli. Vreo problemă? Leli. Ah. Uitați-le fetele care sunt. It's okay. Take the seat and we'll go back and the... Yes? Moment. Da, deci aici nu te lasă să intri cu băutură și mâncare de apă. We'll go back and take this to the car, if it's a problem. Don't go to the spot. Ready, choose the machine and the table. Okay, so you can bring those in the car and then you can enjoy your day. Yes. Okay.
only because it's not for me allowed this stuff because you have a bar, a beach bar, a lounge. Da, nu ne lasă, îmi spune că avem barul, tot ce trebuie, știm că avem, dar nu, e interesant să... Hai că am stat un pic de vorbă, m-am făcut și un abonat aici. Prețul pentru un șezlong, pentru două șezlonguri și o umbrelă, e undeva la 2000 de leche. Și cred că și prețurile la bar sunt mai scumpe, deoarece plaja e altfel față de cele alte de până acum, ce am văzut eu. Hai să mă apropii un pic și de apă. Încerc să vorbesc non-stop pentru a acoperi muzica. Ce se aude pe fundal. Da, plaja e mișto. E super mișto plaja. Wow, și nisipul. Super tare. Super tare plaja. Micuț așa cu chetă. Super mișto plaja. Super mișto. Hai să ne mai învârtim un pic pe aici să văd unde s-au așezat prietenii mei. Să văd unde sunt. Vrei să explorez un pic pe aici, să găsesc un unghi bun de unde face, de unde se fac poze. Ia să văd. Mai în față, deci uitați cum arată aici vegetația. Nimeni zici că ești în Europa aici. Și deja parcarea e plină. E ok, plaja chiar îmi place. Chiar îmi place cum arată plaja. Pare și cred că și e mai exclusivistă. Of! Ia să nu... Nu știu, vreo gânganie ceva pe aici. A? Cum se vede? Wow! Hai că e frumos. Bă, e frumos Albania, în ciuda unora care spun că e așa și pe dincolo. Chiar e frumoasă. Cred că problema e la noi, trebuie să fim și noi un pic mai răbdători cu ei. Mamă, cum se te duce aici, îți trebuie sabie de-aia, macetă de-aia, să tai astea, să înaintezi cum era prin filme. Dar o să încerc să merg acolo. Mai pe acolo să fac poză. Mă cam mănâncă și pe mine să vin pe aici. Ia, cum vedem de aici, mișto. Să nu fie și vreun hândel, să calc în vreun hândel. Da, e frumos tare loc. Hai să înaintăm, să vedem. Dacă e să cadă aici, am pus-o. Da, cobor pe aici, sigur, cobor pe aici. N-are rost. Băi, se vede chiar mișto. Bun, opresc să fac poze. Poze, poze, poze. Așa cum spuneam și în vlogurile anterioare, nu cred că ar trebui să vă mai cumpărați cartelă SIM de aici, deoarece puteți seta manual rețeaua de Grecia, iar aici, în acest loc, intră automat rețeaua de Grecia, deoarece aici, acolo, insula Corfu. Plus că pe la toate plajele avem Wi-Fi. Nu se justifică să mai luați cartelă, părerea mea. Ia să... Deci am reușit, mă, frate. Am reușit să cobor pe aici. Hai să intru un pic în apă. Că apa e super potrivită pentru baie. Și să filmez un pic între stâncile astea. Deci e foarte mișto. Ha? Super frumos să vezi. Corfu. Corfu. În Corfu am fost în anul 2013. A fost prima mea vacanță în Grecia cu avionul. Când am mers cu avionul. Reluăm aici filmarea, s-a mai animat plaja, e lume mai multă. O să merg acolo pe digul ăla.
încă o dată, că am repetat de nu știu câte ori. Ce culoare frumoasă are apa. Uite, ăsta e pontonul de aici. Și pot să sari în apă. Ceea ce ușor să și fac. Dar nu acum când am ăsta în mână. Ia să vedem plaja așa de aici. Uite, avem și duș acolo. E frumoasă plajă. Chiar îmi place. Uite, avem și un iaht în larg. Fiind ultima zi în Xamil, pot să-mi dau și cu părerea, deși poate că ați văzut și celelalte vloguri, într-adevăr mențin poziția. Albania nu mai e o destinație ieftină. Cel puțin aici 2000 de leche, două șezlonguri. Aproape 45 de lei un șezlong, cam mult. Și acum hai să dăm o tură pe aici printre șezlonguri. Să vedem ce frumusețe avem, dacă există așa ceva aici. În drumul meu spre șezlong. E loc mai difícil aici, ar trebui să fie. Dar nu prea văd. Sunt mai mulți copii mici. Datorită faptului că apa e mică la mal. Și de asta. Nu, nu avem astăzi meniu așa ceva. Probabil mâine. Aici stau eu. Și aici stă cineva, dar e invizibil și voi nu puteți să vedeți. E un super model Playboy. Dar nu-l vedeți, doar eu îl văd. E ora mesei, e ora 1:30 aici, 2:30 la noi. O să mergem să mâncăm la restaurantul de lângă plajă. Vreau să vă arăt și barul, dar tocmai a început muzica la bar și... Nu știu, hai că o să vă arăt și barul, ca să vedeți și barul. Ăsta e barul. Pot să intru în el, mă, frate. Ce-a dat drumul la muzică, exact cum m-a apucat eu de filmat. Hai să vă arăt un peisaj frumos cu florile astea, așa. Aici o să mâncăm la acest restaurant. Din păcate e muzică și nu prea pot să vă spun foarte multe, că știți cum e cu drepturile de autor. Acum e oprită cumva. Peisajul e superb de aici în timp ce mănânci, să vezi așa. Asemenea peisaj și chiar superb. Ia uite ce frumos. Exact ca la noi, ca la mare, nu? Ceva de gen, cum e la noi. Și boscheți avem aici și amenitate, dar e chiar mișto. Deci la masa asta de margine o să stăm. Hai să vedem ce mâncau. Da, hai că au venit meniuri, a venit meniul, dar prețurile sunt wow. Ne-a dat la temelie salată Cezar 1000 de leche, salată grecească 850 de leche. E foarte mult, e dublu față de magazin, de magazinul, față de restaurant. E adevărat că aici e mai de fițe. Și probabil că de asta e așa mult. Ce mai... risotto cu fructe de mare, ce am mâncat eu prin oraș. Aici 1300 față de 700 de oraș, deci aproape dublu în oraș. Salată de caracatiță, 1800 de leche. Și efectiv cea mai ieftină mâncare, nici nu știu ce înseamnă.
E ceva cu cașcaval, cea mai ieftină mâncare. Deci am văzut eu până atunci. Aperitive, urmă, la paste, cea mai ieftină paste e 900, pasta vegetariană. Așa că atenție mare dacă veniți aici, că-s prețurile mari. Tagliatelle cu seafoods, 1300. Ia să ne risotto, cea mai ieftină e asta cu fructe de mare, cum spuneam, 1300. La grătar, caracatiță, la grătar 1800. Cea mai ieftin din ăsta de grătar e filet de pește, 1500. Wow, ce prețuri au făcut. Foarte mari. Da, așa că atenție mare aici. Băuturile nu sunt trecute, probabil că și alea ne dă la temelie. Ce mai ieftin e supă. Supă de pui, nu, supă de legume, 500 de leche. Ne-am uitat pe oameni prin farfurii, să vedem cât de mari sunt, cât de mari sunt porțiile. Sunt destul de mici, așa că am comandat salată grecească cu cartofi prăjiți și, bineînțeles, mi-am luat o cola. Cred că toate astea o să coste dublu față de cât costă în oraș. Atențiune, națiune, că au venit cartofii. Aute. E bine că nu sunt de aia congelați, doar că sunt reci. Dar pe foamea asta și congelații mâncam, nu mai contează. Așteptăm să vină și salata. Cu tzatziki merge asta. Hai să vă mai arăt ceva mișto. Ca să mănânci așa ceva aici, trebuie să-ți vin și al doilea rinichi. Nu merge doar cu unul. Din toată puzderia asta de vești proaste de aici, din locul ăsta, a venit și vestea bună. Avem pâine, deci sigur ne săturăm și de aici. Asta e salata grecească. Arată bine. Bebe mai aia? Cu cartofi. Merge, da? Hai că să mănânc. Poftă bună și vouă, că poate și voi sunteți la masă, cum zicea un celebru clasic în viață. Cea mai mare bucurie după ce mănânci e nota de plată, dar aici trece orice măsură, adică să vede că mi-a ieșit pe aici bucuria. Am făcut poză la nota de plată, deci aici porția aia de cartofi prăjiți costă peste 3 euro, 3 euro și vreo 20 de cenți. Deci ia vă dați seama ce barosăneală e aici, opulență și toate cele. Deci nu credeam că pot să plătesc atâția bani pe o porție de cartofi. În total, nota de plată e 4.600 de leche, adică 40 de euro. Bă, două salate, trei salate și cartofi și două beri și o cola. Mamă, ne-au jupuit ăștia. Ne-au jupuit, nu mai veniți aici. Evitați plaja asta. Da, da, deci e foarte scump. Mai ai poza, mai ai poza, mai ai hârtia? Nu îmi place. Ai făcut poza tău? Da, am făcut, nu. Se vede 4600. Hai să întorc invers, că poate se vede. Păi nu știu când se vadă, că așa nu se vede cum trebuie. Dar aici se vede 4600. Ăsta în euro nu e pus bine. Așa ne-a zis nenea asta. Wow. Nu știu. Acum de necaz o să beau o cola. Să trec. Te ruinez cu o cola. Da. Dar apropo, okay, cola cât e? 300. Cola cât e? 300. 300? Mamă, frate, ești nebun, 14 lei o cola. Mamă. Și la 20. Băi, deci cu banii ăștia, cu 4600, dacă te organizezi bine în oraș, mănânci două zile, lejer. Mănânci la Beșicu, ăla din centru de acolo. Mănânci de spargi. Și aici am mâncat așa mai subțire, că na, așa-i când, așa-i când îți vinzi un ridic ca să vin concediu. Mănânci mai pe... deci e foarte mult. Deci cred că n-am plătit nicăieri atât de mult pe, era să zic, pe pereche de cartofi prăjiți. Pe trei salate, două porții de cartofi prăjiți, o cola și două beri, n-am plătit niciun de atât de mult. Luați cu asalt mamaia, că nu mai țin. Hai, ne vedem pe plajă, că ajungem.
Băi, știți cum se uită românii la noi când vede că vorbim românește? Mamă, ce privire mi-a aruncat. Ce privire mi-a aruncat. Trebuia să ne-am faci live. Tanti asta. Și de-aia nu ne mai pun. Probabil că a văzut Sicilia, mafiotul de aici din Sicilia. Hai, ne vedem mai târziu, mă duc să mine camarul în mare. Nu mai beau nimic, beau apă din mare. Că... se termină vizita la plaja de astăzi. Probabil... nu cu, probabil, cu siguranță cea mai scumpă plajă din Albania, doar ce prețurile sunt imense. Oricum Albania nu mai e destinație ieftină pe care credeam eu că o găsesc aici. Hai să vă arăt un pic, cum ați văzut și spatele meu. Mașinile, toate mașinile sunt parcate pe aici, pe dealul ăsta și parcarea de aici. Plus că ce-mi place mie este foarte, ce-mi place mie foarte mult este această vegetație de aici care arată într-un mare fel și te face să te gândești că nu ești în Albania. Eu o să închid vlogul de azi aici, nu înainte de a vă mulțumi tuturor că mă urmăriți, nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate noutățile. Din Samil, Albania, vă pup și vă iubesc pe toți!